și bine ați revenit la Prof Online. Exact. Să nu uitați să dați like și share. Bravo! Noeme, pe nota 10. Pentru felul în care ai invitat pe prietenii noștri să dea like sau share. Proful tot din caietul ăsta avem. Așa, atunci începem cu testul vostru. A, Ricky, ai luat? Nu. Abadea, l-am luat. Du-l dărâmă, proful. Gata, nu-l dărâmă, gata. Așa. Nu respira... Da. Da. Nu respira. Suflătare. Să sunem dacă... Dacă l-ai sau nu, haideți să nu pierdem timpul. Nu? Nu l-ai. Dacă l-ai luat de mână, îl vedem. Dacă nu... Ștefi, te rog să pornim cu tine. Hai. Uite, da. Asta e. Așa. Noi tot ne facem temele. Nu dați primul exercițiu, să-l lăsați pe al doilea. Nu pe al doilea. Nu, pe al cincilea. Pe al cincilea. Al cincilea. Că deci, dragilor, ca să înțelegeți, astăzi Ramona și... Nu Ramona. Noemi. Noemi și cu Ricky. Mă scură, boi. La clasă au dat un test. Gata. Am închis-ul eu. Gata. Pornim, da? Hai să vedem testul în totalitate și... Păi eu nu a fost ușor, trebuie să calculăm, doi și mai ușor. Da. Da. Toată lumea și tu ai dat șefii? Da, dar am avut mai de mult, dar tot același, m-am uitat. Da? Bine. Hai să zicem așa, să-l vadă toți distratorii noștri, da? Să-l vedem. Ne apucăm repede de lucruri pe el și lucrăm în totalitate. Deci calculați. Timp de lucru 90 de minute. Nu, concurs, etapa a doua, 22. Gazeta matematică? Da. Oh, bravo. Da, a fost simplu, în afară de 5. 1. Calculați. Așa. Ce se calculeze? Asta e primul, subiect. Calculați. 1001. Da, toată lumea împreună. 1001. Înmulțit cu 2. Eu folosesc simbolul ăsta, fără X-ul al vostru. Mulțit cu 2 minus 38, mulțit cu 54, minus 175, 175 împărțit la 7, înmulțit cu 4, totul de împărțit la 2, plus 1, egal cu. Și îmi dictează Ștefania, hai Ștefania să lucrăm noi, ei l-au lucrat, să zicem, la clasă. Deci 1001 ori 2, da? Vă spune că ne dă? Să vedem, să lucrăm și noi, nu știm foarte bine. Noi nu știm deodată rezultatul. Ștefania, ca da, ordine... Am lucrat cred... și eu la clasă. Da? Deci 1001 ori 2, fac 2002, da? Da. Deci 2002, lucrează. 2002 minus în paranteză. Ce facem în paranteză? Mai întâi ce operație facem? Înmulțirea, da? Înmulțirea, da. 38 ori 54. Păi face? 38. Ori 54. Ștefania, te rog să mă ajut să facem mulțirea. Deci vine 4 ori 8. 4 ori 8. 32. 32. 2 și 3. 4 ori 3. 4 ori 3, 12. Și cu 3, 15. 5 ori 8. 40. 0 și 4. 5 ori 3. 15. Și cu 4. 19, da? Da. Deci 2, 5, 0, 2. 2052. Deci scriem în loc de mulțire 2052 minus 175 împărțit la 7 și apoi mulțim cu 4, da? Da. Deci 175, să facem noi operație, 175 împărțit la 4 merge ca 4 în 17. 4 ori cât se apropie de 17? 4 ori 4, nu? Că face 16. Da. Deci 4, 4, 4, 16. 1, 5. Păi nu este 4, 15, 15. Opa! Dar mie mi-a ieșit. Dar este greșit aici, 175 împărțit la 7. Dar mie mi-a ieșit. Păi 175 împărțit la 7, nu la 4, profu. La 7, asta era. Eu am fost aici, neatent. 6 în 17, de câte ori? De două ori. 7 în 14. 14, rămâne 35. 35 merge de 5 ori. 5 ori 7, 35.
25 ori 4, 100. Da? Deci și 25-ul care a rezultat de aici ori 4, 800, da? Minus 100, am spus deodată. Deci 25 ori făcut aici, ori 4, face 100. Împărțit la 2 plus 1. Putem să aflăm pe 2 plus 1 întâi? Nu, trebuie să facem rezultatul, deci împărțim la 2 și apoi adunăm 1, da? Că așa spune aici, egal mai departe cu 2002. 2002 minus, în paranteză, 2052 minus 100, dacă de 2052 scădem 100, face, cât face? 2052 ne-o dat. Scădem 100? 1952. Că din 2000, dacă scădem 100, să fie 1900, da? 1952. 1952 împărțit, nu mai vreau să mai pun paranteza, că tocmai am rezolvat, împărțit la 2 plus 1. 800. Da? Și acum egal cu 2002. 2002 minus. Facem întâi împărțirea, da? Și 1952 împărțit la 2 merge ca 2 în 19. 8 ori. De 8 ori. Nu, de 9 ori. Băi, minciunos ce ești. 2 în 19 de 9 ori. Deci, 9 ori. 9 ori 2, 18. Rămâne un 1 aici. Și cu 5, 15. 2 în 15 merge de 7 ori. 7 ori 2, 14. Rămâne un 1. 1 cu 2, 12. 2 în 12 de 6 ori. Și plus 1. Și iată cât face. Din 2002 scădem 976 și adunăm cu 1. Hai să scădem întâi și până adunăm 1. 6 din 12 cât vine? 6 din 12, 6. 7 din 9, că aici ne-am ocultat-o mai aici, da? 7 din 9 cât face? 2, da? 9 din 9, 0. Și aici cât este 1. 1026 plus 1, 1027. 1027. Așa vă dați și vouă? Cred. Cred că da. Da, așa mi-a dat. 1027. Nu am dat cursurile aici, dați în minte. Da, 1027. Hai să vedem încă o dată, ca să înțelegem și mai bine. Am înmulțit aici cu 2, 2002. 38 ori 54, 38 ori 54, mai facem o dată, sunt 54 ori 32, 2, ai făcut acum? Da, adică da, am făcut acela tablă și mi-a dat-o la fel. 4 ori 8, 32, 4 ori 3, 12, și cu 3, 15, 5 ori 40, 5 ori 3, 15, 19. 2, 5, 0, 2. Da. Deci 2052 minus 175 împărțit la 7 face 25, 25 ori 4 face 100. Și atunci vine 2052 minus 100 împărțit la 2 plus 1. Și 1952 împărțit la 2 face, obținem 976 plus 1. Cred că este corect. Da? 1027. Bun. Și cu asta am făcut prima chestiune. 2. A doua. Deci am calculat. Nu, dar ce a vrut autorul? Ce crezi că au dorit de la noi? Să vadă dacă știm să scădem, să adunăm, să împurțim și să înmulțim. A vrut să vadă dacă știm și ordinea operațiilor. Atenție! Da. Nu cumva să fi făcut scăderea mai întâi, că ar fi fost o mare greșeală. Da. Deci, mai întâi, în paranteză, facem înmulțirile și părțirile. Da. Da? Și dacă sunt împărțiri și înmulțim, le facem în ordinea în care sunt ele aici precizate. Deci mai întâi am făcut împărțirea. Adică da, și nu, de exemplu, cum e modelul ăla. Nu facem 7 cu 4 și după 175 împărțim la rezultatul ăla. Care ne dă? Sau ne dă și așa? Eu să facem și așa. Ce? Adică să facem 7 ori 4, mai întâi 28. Da. Și prin 175 se mai împarte la 28. Da. Nu se împarte. Deci 100, 175 împărțit la cât? Nu se poate împărțit de la 5. Deci 175 împărțit la 7 ne-a dat 25, ori 4 face 100, da? Dar dacă ai făcut 175 împărțit la 7 ori 4, 7 ori 4, 28, nu face 100 din tot rezultatul ăsta. Concluzia care este? Dacă sunt operații de la același rang, adică la același nivel, mulțiri și împărțiri într-un
într-o anumită ordine și nu spus în paranteză, dacă ar fost o paranteză rotundă aici 7 ori 4, ne obligați să facem întâi mulțirea aceea. Da. Dar de data asta le facem în ordinea în care sunt ele, e important lucru, la noi vin 75, împărțim la 7 și ce ne dă mulțim cu 4. Deci asta a vrut să facă autorul, să vadă dacă știm ordinea efectorii operațiilor. Întâi să facem mulțiri și împărțiri, prima durere și scădere. Și dacă știm să facem operațiile în sine, adică dacă știm să mulțim 38 ori 54, să ne dea e corect. Știm tabla mulțirii, asta nu se vadă, da? Și de asemenea, dacă știm tabla mulțirii, putem să facem și împărțirea de aici. Altfel am fi greșit. Bun. Noi, prima dată mi s-a părut greu, dar de fapt era foarte simplu. Foarte simplu, sigur că da. Doi. Doi, a doua chestiune. Aflați toate numerele ABC. Aflați toate numerele ABC, ABC, așa, care îndeplinesc următoarele condiții. Ce îndeplinesc? Condițiile. Amic. ABC se împarte exact la 5. ABC se împarte la 5. Se împarte la 5. Și B mic, a doua condiție, A ori B ori C, produsul lor A ori B ori C, este egal cu 80. Deci produsul lor face 80. Deci din start ne dăm seama că nu poate să fie niciun 0 acolo, pentru că are semnul ăsta de care e numărul. O secundă, hai să judecăm, că eu și cu Ștefania nu știu, să zic eu nu știu. Eu mai ales nu știu, Ștefania mai știe. Cool. Eu nu știu, ești. Cool este 5, ca să știți. A, așa. Deci faptul că ABC, da, faptul că se împarte la 5, înseamnă că ultima cifră trebuie să fie 5 sau 0. Uite de aici, Ștefania, 175 s-a împărțit la 7 chiar. Dar n-am un criteriu pentru împărțirea la 7. Numai că autorul a vrut să-l dea așa fel că se împarte la 7. Însă noi din cine avem ca experiență, un număr se împarte la 2 când? Un număr se împarte la 2 când ultima cifră este pară. Scrie-mi asta. Deci un număr se împarte la 2, da? Un număr se împarte la 2 când ultima cifră este pară. Adică cât să fie ultima cifră? 0, 2, 4, 6, 8. Da. 0, 2, 4, 6, 8. Deci, un număr se împarte la 2 când ultima cifră este pară, da? Și în paranteză scrim în mulți, adică e vorba de ce variante ca să împartă la 2. Înseamnă că ultima cifră trebuie să fie 0, 2, 4 sau 6, 0, 2, 4, 6 sau 8, da? Și 10. Ce 10 am zis 0. A, da. 0, 2, 4, 6, deci nici ultima cifră. A, așa. 0, 2, 4, 6 sau 8. Și acum să mai scrim de desubt un alt criteriu de divizibilitate la 5. Zicem, o altă idee. Un număr se împarte la 5 când acesta se termină, când ultima cifră este 5 sau 0. Da, corect. Deci un număr se împarte la 5 când ultima cifră este 5 sau 0. Dar în cazul nostru nu are cum să fie 0 pentru că la înmulțire ne-ar da 0. Deci dacă ce-o ar fi 0, da, dacă ce-o ar fi 0, A ori B ori C ar face 0. Da? Când dacă unul din termeni este 0, deci trebuie să fie 5. Obligatoriu de aici. Deci hai să spunem, zicem noi, A, B, C, numărul, când se pune bare, se înțelege numărul, da? Uh-huh. E trei cifre. Numărul de trei cifre se împarte la 5, dacă și numai dacă, ce aparține mulțimii 0 sau 5, conform ideii noastre, da? Deci un număr se împarte la 5, când ultima cifră este 0 sau 5. Cum? Așa ar trebui să redactați. Uitați, așa trebuia să le dați. Deci A, B, C se împarte la 5, dacă C este 0 sau 5. Cum A înmulțit cu B înmulțit cu C egal cu 80, cu produsul lor este 80, dacă C ar fi, da? Cum așa? Dacă C ar fi egal cu 0, ce s-ar întâmpla dacă C ar fi egal cu 0? A ori B ori 0 ar face 0, nu? Deci dacă C ar fi egal cu 0, ar rezulta că A ori B ori C ar fi egal cu, A ori B ori C ar fi egal cu 0. Dacă C egal cu 0. Fals! Fals!
Adică nu e adevărat că noi avem ca orbe orice cât îmi dă. Îmi dă 80. Deci de aici rezultă că C-ul e diferit de 0. Da? C-ul e diferit de 0. Cum C-ul avea două variante, 0 sau 5, înseamnă că de aici rezultă foarte clar că C-ul are o singură șansă. Rezultă că C-ul trebuie să fie egal cu cât cu 5. Da? Insistă cu ăla. Practic ar trebui să fie, dau un exemplu acum, 8 ori 2 ori 5. Nu știu. Deocamdată noi am gândit așa. Faptul că el se împarte la 5, înseamnă că C-ul ăsta trebuie să fie 0 sau 5. 0 nu poate să fie, că dacă îndată pui în loc de C 0, la mulțire ar trebui să facă 0. Și nu e adevărat, că la mulțire face 80. Și atunci rămâne doar C-ul, în ce variantă? C-ul egal cu 5. Și scriam acum. Atunci, dacă C-ul e 5, rezultă că A ori B ori 5. Da? A ori B ori 5. A ori B ori 5 egal cu 80, conform propriu punctului B. Împărțim totul prin cât? Relația asta împărțim prin 5. Da. Ambii membri împărțim prin 5. Și 16. Și atunci rezultă că A ori B egal cu 16. Nu? Că 80 împărțit la 5 face 16. Și lui 8 și lui 2. Aha, am spus-o. Sau 825 sau 285. Sunt mai multe variante. Sunt doar două. De ce două? Eu zic așa. Am A egal cu 1, B egal cu 16, că 1 ori 16 face 16. Da? 1 ori 16 face 16. M-am și invers. Sau 4 ori 4. A egal cu 16, B egal cu 1. Dar atenție, apropo, copii. Apropo, dar aici greșiți, de pentru ce? Că trebuie să fie numai forma numai din suse, că e A, B, C. Și ce? Și ce? Eu nu spun. Dacă ai 1, B, 16 și ce nu e din 3 numeri, ci doar nu e dat ca 0. Și la 5. Nu, că este din 4 numere atunci, dacă e B 16, dacă B-ul e 16. Aaa, asta era. Deci nu există o cifră 16, da? Da. Foarte bine asta. Trebuie să fie 4 numere. V-am dat și varianta asta. Deci voi acum ați spus, nu se poate așa ceva. Imposibil, da. Imposibil. Acolo. A egal cu 2, B egal cu cât? 8. Că 8 ori 2 fac 16, da? Deci A egal cu 2. Ce-a spus eu, varianta mea? Da, 825. Sau 285. A egal cu 8 și B egal cu 2. Da. Că pot să le schimbăm pozițiile alea. Vedeți că sunt doar două variante. Și mai avem A egal cu 4. Exact. Și B egal cu 4. B egal cu 4. Nu ne mai putem schimba pozițiile, că atunci ar fi egal cu B. Și practic eu am găsit numai 3. Deci sunt 3 numere. 3 numere, da? Care sunt numerele acelea? Deci 280. Deci primul număr, N1, este egal cu 280 și 5. 285. Sau N2 este 825. 285 și 825. Sau N3, a treia variantă, este 445. Eu am spus numai prima și a doua. Da, dar oricum nu trebuia să le scriem pe toate. Bă, scriu toate. Toate scriu. Toate. Deci ieșițul este incomplet dacă le scrii pe toate. I-am scris doar primele două, în afară de... Deci foarte important, a scăpat un număr. Dacă se dă, să spunem, se dă 3 puncte pentru primul număr găsit. 3 pentru al doilea și 3 pentru al treilea. Și de 9 am 6. Sigur că da. Nu ești 5. Nu ești 5, da? Deci atenție, să raționăm încă o dată pe problemă. Vedeți? Mi se pare, de aceea, pe ocazia asta, eu nu întâmplător am vrut să fac exercițiul ăsta. Pentru ca să vedeți dichisurile, ce anume a vrut autorul în problema asta. Care au fost momentele importante, Ștefania, pentru exercițiul ăsta? Care au fost lucrurile care merită să le rețin? Când să se divide la 5. Așa. Ce înseamnă că se împarte la 5? Înseamnă că ultima cifră e 0 sau 5. Da. De aceea... Și voi
înmulțim la 2 ca să... Bun, asta am spus-o eu în plus. A. Dar n-am avut criteriul ăsta. Noi am avut pe 5. Noi am repetat criteriul ăsta de divizibilitate la 2, când ultima cifră este 0, 2, 4 sau 6, ca dacă într-o alt fel de problemă s-ar fi pus varianta asta, deci dacă s-ar fi spus știind că se împarte la 2. Dacă la 2, atunci lui ce trebuie să spunem? Că poate să fie 0, 2, 4, 6 și 8, nu? Și 0 nu avea voie să fie, pentru că la mulțire obținem 0 aici. Atunci ar fi luat pe ce pe rând? 2, 4, 6 sau 8. Deci, vedeți, analiza profundă a ieșiturilor este importantă. Nu găsirea pur și simplu a numerelor, ci ele trebuie, tu trebuie să faci dovada care a analizat cum trebuie ieșiturile ăla. Și atunci am spus așa. Cum știu că un număr se împarte la 5 când ultima cifră este 5 sau 0, știm chestia asta, atunci A, B, orice, fac 80. Dacă ar merge cu varianta că C face 0, C-ul este 0, că avea voie să fie C-ul 0, se întâmplă ca aici la mulțire să facă 0. Când vine un număr mulțit cu altul și mulțit cu 0, orice număr mulțit cu 0 face 0, nu? Și deci varianta asta e falsă cu C egal 0, pentru că eu știam că produsul este 80. Ce îmi rămâne atunci? C-ul o să fie obligatoriu 5. Dacă C-ul este 5 obligatoriu, atunci produsul devine A ori B ori 5 egal cu 80. Am împărțit la 5 și iată că vine A ori B egal cu 16. Cât ori cât două cifre mulțite între ele, care sunt până 9, fiind A și B până cifre, până 9. Eu nu întâmplător am zis A1 și B-ul 16. Doream să văd dacă sesizați speculația că A și B sunt cifre. Și a sesizat repede, a sesizat că B-ul nu poate să fie 16, pentru că este până 9, cifrele sunt până 9, și atunci asta pică și mi-a rămas cât ori cât se fac 16. 2 ori 8 face 16 sau 8 ori 2. Pentru că procesul e comutativ. Și 4 ori 4, asta va lipsit. 4 ori 4 fac 16, v-am pierdut soluția de aici. Deci, din prima avem 10 puncte din oficiu. Bun. Deci 10 puncte din oficiu? Nu, dar nu cred că ne las 10 puncte din oficiu, că nu spunea nimic. Deci, da. Sper să ne fi dat. Să zicem, mergem mai departe. Să... Succes! V-a spus aici, da? Da. Pe foaie. Da. Bun. Să vedem... Trebuie să facem o față zâmbită. Da? Deci... dacă am analizat aici, care au fost dechisurile? Care au fost dechisurile de aici? Adică chestiuni de finețe care trebuie reținute. Că la mulțire 0 este 0. Da, că la mulțire 0 oriceva face 0. Și altceva, criteriul de divizibilitate la 5, ca să ai varianta lui C să fie 0 sau 5, trebuia să știi asta, dacă nu știi, nu puteai porni ghișițiu. Și al doilea, toate posibilitățile, cât oricât să facă 16. Deci două momente importante au fost, aș spune eu. Sau chiar 3. Ținând cont că C-ul alege acolo să fie cu varianta... Până acum blocul din 100 de puncte, câte puncte, din 0 puncte, câte puncte mi-ați dat? Pentru primul care primul... exact așa? De bine, acum câte puncte au fost alocate, că în barem au fost alocate. Păi a luat 97, mi-a spus. Cât? Ștefi, 97. 97, da? Deci... Și n-a știut problema 5? Și de-a fapt, o agăgă și ceva. Da. Ștefi? Adică... Stai. Adică, și tu ai dat testul ăsta? Da. 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 Exact așa. Și 7 este 16? 1, 2, 6. Dacă dublul unui număr... Ia să vedem. Dacă la dublul unui număr... Să scrie problema. Vreau. Dacă la dublul unui număr adăugăm triplul său, obținem 360. Deci am știut-o. La dublul unui număr... adăugăm triplul său, obținem 360. Este 360 împărțit 3 împărțit 2. Da. Și aflăm numărul. Cum? Și apoi 360 împărțit 3 împărțit 2 și aflăm numărul. Dacă 60. Spus, deci dacă la dublul unui număr adăugăm triplul său. De aici împărțim. Atenție! E o greșeală. Adică plus triplul său.
Așa. Eu așa văd. Deci dacă luăm un număr, nu știm. Nici nu știm cât e de lung. Să zicem, dacă la un număr format din două cifre. Dacă ar fi din două cifre, A și B. Deci la un număr din două cifre, numărul N să fie ăsta, din două cifre. Deci dacă la, la dublul lui, adică ce înțelege? De două ori A ori B. De două ori A ori B. Nu spune. Dacă la dublul unui număr adăugăm triplul său, plus de trei ori ăsta, de trei ori A ori B, se obține 360. A, da. Deci eu mi-am dat seama cum se face. Deci dacă la dublul unui număr, Ștefania, l-am luat AB, numărul respectiv. Poți spune cum am făcut? O secundă, dăm voie ca să conduc ideea. Deci, l-am luat AB. Puteam să luăm și de trei cifre. Dacă îmi spun de trei ori numărul ăla, înseamnă 300 și. Da? Și de două ori 200 și. Și făceam 500 și depășea pe 360. Da. Ăsta a fost motivul pentru care l-am gândit numai din câte cifre numărul ăsta? Din două cifre. Atenție! Deci dacă numărul ar fi luat din trei cifre, atunci dublul său însemna că sutele se dublează, pe poziția 500 ar fi fost măcar 1. Că nu există partea de început să nu fie 0, nu? Că n-ar avea rost. Cifra sutelor măcar 1 este. Și de 2 ori 1 face 200, de 3 ori 1 face 300, și 2 și cu 3 fac 500 și depășeam cu 360. Și atunci eu am hotărât. Nu am voie să le iau din 3 cifre. Din, doar din 2 cifre, da? Deci numărul pe la care mă gândesc este format doar din 2 cifre. Și de două ori el plus de trei ori el fac 360. De fapt, el de câte ori s-a adunat aici? Dacă e de două ori odată și primul de trei ori. De două ori și de trei ori. Două mere și cu trei mere? Cinci mere. Deci de aici este echivalent cu a spune că 5 AB, de 5 ori AB, este egal cu 360. Da. Dar mi-a făcut 360 împărțit la 3 și mi-a dat un rezultat, să zicem, mi-a dat 120 și am împărțit la 2, 120. Și ai împărțit din nou la 2. Da, deci am împărțit 120 la... împărțit la 2 și mi-a dat 60. 360 împărțit 3 ne dă 120, 120 împărțit 2, ne dă 60. Da, și așa am făcut. Ia să văd aici cât îmi dă mie. Deci de 5 ori AB împărțit la 360, împart totul printr-un 5, ambii membri, că este 5 aici și 360 împart la 5, că ultima cifră e 5 sau 0. Și de aici rezultă că AB merge de 7-8. Egal cu 5 în 30. Și 6 merge de 7-8. 7 ori 7 ori 5, 35. 35. Și 2 10, rămâne 1, 10, 72. Păi, deci numărul ai greșit, Stefan. Sigur că da. Păi, nu se făcea și 360 la 3? Nu, nu, nu. Nu am zis nimic. Atenție, atenție. E greșeală. Voi ați spus că împărțesc pe 360 la 3 și pe urmă împărțesc și pe urmă la 2. Păi da. Dacă ar fi fost la 6 împărțit. Că împărțindu-l la 3 și apoi împărțindu-l la 2, de parte l-ați împărțit la 6 voi. Dar a fost adunat aici copii de 2 ori ăsta plus de 3 ori. Păi după le-am adunat. Adică când mi-a dat acolo... Uite, să citim încă o dată ieșițiul. Dragilor. Atenție multe. Dacă la dublul unui număr, la dublul lui, ăsta e dublul, adunăm, adăugăm triplul său, dacă la dublu adunăm, adăugăm triplu sau adăugăm, adunăm. Păi care e triplu aici și care e dublu? Cum dublu este aici, da? Cum ați făcut dumneavoastră? Da, 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 la dublu lui. Că eu nu știam cine este. L-am socotit un număr format din două cifre. Deci dacă la dublu lui punem triplu lui, se obține 560. 360. Dar ce înseamnă? Că dublu plus triplu lui face de 5 ori ăla. Nu? De două ori ăla și încă o dată de trei ori ăla, ca și cum ar spune,
segmentul ăsta de două ori, da? Și plus de trei ori segmentul ăsta, 1, 2, 3, câte segmente de astea am făcut? 5 segmente. 5 segmente. Deci 5 segmente de acelea egal cu 360. Asta a vrut să facă autorul. A vrut să vă să urmărească dacă voi picați în capcana. Și picat în capcana. Păi acum care e? Eu am făcut aici spuneam, adică trebuia să aflăm dublu și după să-l adunăm cu triplu. Și acum care e dublu? Păi dublu este ăsta, triplu este ăsta, care în total face de 5 ori numărul. De 5 ori numărul face 360. Am făcut 360 împărțit la 5, doar că am greșit la calcul că mi-a dat 71. 72 trebuie să da? Uite și că acolo dată. Mi-a luat topo. Da, 5 în 35 de 7 ori, 1 și cu 10, 10, 5 în 10 merge de 2 ori. Da. Aici. Și de ce nu redactez? N-ai vrut să scrii nimic, nici tu, Ricky, n-a scris nimic. Deci nu vreți să fi urmărite greșițiu, doar ați făcut acum comparație cu ce ați făcut voi la clasă și v-ați dat seama că aveți greșeli, nu? Așa. Așa trebuie făcut, că nu degeaba l-am făcut greșițiu. Nu numai pentru mine. Dar acum sunteți obligați să vă uitați la Prof Online și să vedeți greșițiu acela. Hai, Enrique, hai te rog frumos că vezi, eu sunt atent, sunt concentrat să fac lecția și nu-mi place să te văd că mă distrage atenția. Era frumos și fi lucrat. Este chestiunea... Noi ne ducem când e de joacă, e de joacă, adică când suntem atenți, suntem atenți, da? Nota de seriozitate trebuie să o avem complet cu noi. Așa. Deci, la a treia chestiune, așa trebuia gândit. Ce a vrut autorul? Repet, acolo a vrut să vadă ce înseamnă dublului, da, și triplului și adăugat, adunat de 5 ori numărul respectiv, face 360. Iată-ne clar cu problema. A patra chestiune. Zice așa. Florin s-a născut în secolul 20-lea. Da? Deci s-a născut în secolul 20. Într-un an cu suma cifrelor 24. Da. Deci, ce înseamnă secolul 20? Înseamnă de la anul 1901 până la anul 2000, mi-a spus doamna. Da? De la 1901. Deci înseamnă că anul în care s-a născut înseamnă așa. 1901. Da? Deci anul de naștere este în intervalul, hai să spunem așa, de numere, de la 1901 până la 2000, da? Da. 2000. Este un an de aici. 1901, 1902, 1902 și așa mai departe până la 2000. Până la 2000. Și s-a născut în anul 1907. Stai să vedem, să vedem. Să citesc și eu problema. Florin s-a născut în secolul al 20-lea. Într-un an cu suma cifrelor sale 24. Suma cifrelor sale 24. Da. Adică 1900 sigur. Da. Pe urma A, B. Că nu mai știu. Care A, B este 77. Deci 1900 A, B, care să fie un an de aici, din intervalul ăsta, unde A, B începe. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, până la, când? Până la 2000. Adică până la 100, practic. Din 1900 mai punem 100 și fac 2000, nu așa? 2001, dacă mai spunem. Nu, 99. Așa, da. La 1901, dacă mai pun 99, voi face cât? 2000. Da. Ei bine, suma cifrelor sale, deci înseamnă așa încât 1 plus 9 plus A plus B. Încercați așa. A, nu, dar nu încerc așa prin încercări. Mergem să ajungem acolo. Da? Suma cifrelor sale, 1 plus 9, aici trebuie să spun, da? 1 plus 9, 1 plus 9 plus A plus B, este egal cu 24. Iar diferența dintre cifra 10-lor
care cifrase 10 au și a unităților și a unităților este 0. Adică a minus b, da? A minus b egal cu 0. Mai adaug autor. Ce înseamnă că a minus b este 0? Înseamnă că a egal cu b. Exact. Înseamnă că a egal cu b. Dacă diferența lor este 0, înseamnă că a egal cu b. Și atunci sus mă duc și în loc de b pun a și a să reiese de aici că 1 și cu 9 cât face? 1 și cu 9? 10. 10 plus de 2 ori a, că e a plus a, nu? Ăsta e tot a, a egal cu b. De 2 ori a, 2 ori a, egal cu 24. Ce facem? Scădem, dacă 10 plus 2 a fac 24, deci rezultă că de 2 ori a este egal cu 24 minus 10. 24 minus 10 și face cât? 14. Deci de 2 ori a egal cu 14. Deci a egal. Dacă de 2 ori a fac 14, o singură a, o dată, nu? Împărțim totul la, împărțim la 2. Și vine ca egal cu 7. Înseamnă că a egal cu b, a egal cu b și egal cu 7. A egal cu b egal cu 7. Deci anul nașterii este 1977. Ăsta este anul nașterii. Da. Ce a fost aici important? Noime, Noime, ce ți-a plăcut ție? Trebuia știu ce înseamnă secolul al 20-lea. Da. De 22, unde până unde? 20. Da? De unde până unde ține? Secolul 20, de la 1901 până la 2000. Și că anul acela în sine numea așa, 1900, și aici nu știe ce să pui. La cifra 10-lor și a 100-lor nu știam ce să pune și a pus niște cifre. A și B. Niște litere am pus, da? A și B. Și autorul ne spune, suma cifrelor sale, adică 1 plus 9 plus A plus B, 1 plus 9 plus A plus B face 24. Și mai spune încă, diferența de la cifra 10, între cifra 10-lor și cifra unităților este 0. Da, dacă scăderea, când scăderea două numere face 0? Când sunt aceleași numere. Când sunt aceleași numere, deci rezultă că a egal cu B. Și atunci în loc de B punem A și devine 10, că 1 și 9, 10 plus 2A plus 24 face 24, am ajuns că A egal cu 7, A egal cu B egal da, cu 7. Dar mai pune o întrebare după. Lasă-mi ia să mai vedem, mai urmează încă o întrebare. În ce an s-a născut Petru? Da, dar spune ceva înainte. El este cu 19 ani mai tânăr decât Petru. Deci Florin este cu 19 ani mai tânăr decât Petru. Deci el, adică Florin este... Adică Petru este cu 19 ani mai bătrân. Da, 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 bătrân. Mai mare. Da, mai mare. Da, deci Florin... Florin este cu 19 ani mai tânăr decât Petru. Este mai mare cu 19 ani, da? Da, Petru este cu 19 ani. Petru... S-a născut în anul acesta, 1977, da. Plus 19. Plus 19 ani. Nu minus, Vicky. Nu, plus? Plus, dar de ce este... Eu am făcut plus 19. Dar proful e minus, nu? Ia să vedem. De ce? El. Cine este el? Florin. Da. El este cu 19 ani mai tânăr. Deci cu ani mai... Este cu o vârstă înaintea lui, cu anii. Atenție! Florin, Ricky, nu Petru. E Florin. Florin este mai... Florin mai este tânăr. Mai tânăr, mai mic. Nu mai bătrân. Este mai mic. Păi da, și ca... Și ca să ajung la Petru, trebuie să mai adaug pe 19 ani. Da. Am văzut că a greșit acolo. I-am făcut plus. Și eu tot plus am făcut. El a făcut minus. Păi este clară formularea. El, adică Florin, este cu 19 ani mai tânăr decât Petru. Nu mai bătrân, tânăr. E mai bătrân? Dacă ar fost mai bătrân, aveai tot dreptate. Da? Este mai tânăr, mai mic a vârstă. Și atunci noi punem încă 19 ani. 1977 plus 19 face 9 cu 7, 16. 2 cu 7, 9. 9, 1. În 1996 s-a născut Petru. În 1996. Da. Da? Atenție, atenție, foarte mare atenție la formulări. Deci. Aici n-am greșit nimic.
Tu n-ai greșit aici, da? Da, ai ratat punctul B al întrebării, vezi? O mică neatenție și te-a costat. Costă bani. Te-a costat rezultatul. Corect. Deci, în loc să dai rezultat corect, ai dat un rezultat incorrect. Mergem mai departe, la 5. Patru copii au împreună 266 de timbre. Asta n-am știut. Patru copii. Hai să-i vedem. Primul copil, al doilea, dar să citesc până la capăt, da? Deci patru copii au împreună, se notăm cu A, B, C și D. Vreți să notăm așa? Cum se notăm? Sau unul roman, doi roman. Așa. Primul copil, al doilea copil, al treilea copil și al patrulea copil. Cât sunt? Patru copii, nu? Da. Adică unul împreună cu al doilea, împreună cu al treilea, împreună cu al patrulea, au împreună, deci, 266 de timpuri. 266 de timpuri, da? Hai, Ștefan. La fel și tu, lucrăm, mai ales problema asta. Dacă primul din ei ar primi de la ceilalți trei copii, câte, deci dacă primul dintre ei ar primi de la ceilalți trei copii câte patru timbre, atunci numărul timbrelor pe care le-ar avea copii ar fi patru numere naturale consecutive. Aha. Adică de la fiecare câte patru, nu împreună. Deci citim mai atenți, mai atent. Dacă primul dintre ei ar primi de la ceilalți trei copii câte patru timbre. Da, adică fiecare copil îi dă lui patru timbre. Așa. Atunci numărul timbrelor pe care ar avea copii ar fi patru numere naturale consecutive. Câte timbre are fiecare copil? Băi, asta e frumoasă, tare de tot. Știu, asta n-am știut. Ha, o facem. Dar atenție mult. Acum ne concentrăm, da? Toată lumea. Trebuie să găsim ideea. Deci, ei au un număr de timbre, nu le știm, nu? Nu știm număr de timbre. Hai să zicem. Primul are A. Al doilea are un număr de timbre B. Al treilea are un număr de timbru prin C. Al patrulea are un număr de timbre D. Că nu știm. Nu știm câte are. Am notat cu A... 366? Suma 266. Deci... Să vedeți să faceți voi problema, numai să mă ajutați un pic să fiți atenți, ca să putem să o gândim. Știți bine că niciodată n-am șansă fără voi. Dar tot timpul șansa mea o să sunteți voi, ca să putem face o problemă. Deci, cei patru copii au un număr de timbre. A, B, C și D. Dacă primul copil ar primi de la celălalt câte patru, adică de aici ar pleca patru, de la al doilea ar pleca patru și de la al treilea ar pleca patru timbre. Sigur, cât le-ar fi rămas? 12 ar avea în plus primul. Așa, 12 timbre ar veni la primul. Și ei avea cu patru minus. Noua situație care ar fi? A plus 13, asta e A plus 12, prima, a doua. După ce fac mișcarea asta, A plus 12, aici vine B minus 4, B minus 4, apoi C minus 4, C minus 4 și apoi D minus 4, da? Că rămân fără 4 prin mișcarea care am făcut-o. Deci A plus 12, B minus 4, C minus 4 și D minus 4. Citim. Foarte important să o citim din multe ori. Deci patru copii au împreună atâtea timbre. Dacă primul dintre ei ar primi de la ceilalți trei copii câte patru timbre, atunci numărul timbrelor pe care ar avea copii ar fi patru numere naturale consecutive. Deci în clipa aceea ar fi patru numere naturale consecutive. Copii.
care credeți voi că a avut cel mai puține timbre? Cel mai puține timbre? Păi, ultimii trei. Nu, la început, la început din situația asta care o vedeți, după ce se mișcă... A avut cele mai puține. La început. La început. Da. Dar când i s-au dat 4-4-4 la fiecare... Adică ei atunci au avut cu 4 mai mult decât... Practic i s-au dat 11, de fapt. De ce 11, mă? Adică pentru ei... Pentru că la început el a avut până în minus. Proful, adică la început BCD avea cu 4 în plus față de A. BCD aveau cu 4, 4 în plus, nu. Nu, cu câte una. Fiecare BCD aveau numere diferite. Da? Când ne-am dat 4, ăsta au dat 4, ăsta au dat tot 4, n-au rămas numerele egale între ele. Ci tot diferite, că dacă din 7, uite, să zicem că ăsta B ar fi fost 7. C-ul ar fi 8. D-ul ar fi 9. Pierzând ăsta 7, 4, rămâne 3. Pierzând ăsta 4, rămân 4. Și pierzând ăsta 2, 4, rămân 5. Practic, astea rămân consecutive. 3, 4, 5. Da? Deci B, C, D sunt tot consecutive, pierzând așa ceva. 3, 4, 5, da? Da. Și pe cine îl ajută să-l apropie de consecutiv? Ori A-ul devine în clipa asta 2, ca să fie consecutiv, 2, 3, 4, 5, ori A-ul devine cu ajutorul ăsta, devine 6. Foarte tare problema. Foarte tare. Atenție multă. Este momentul cel mai tare al problemei. Deci, prin ajutorul pe care îl dă, prin ajutorul pe care îl dau cei trei, trimițându-i câte 4, îl face pe A, care era cel mai în urmă, cel mai mic la început, îl face pe A să devină fie cel mai mare, fie cel mai mic. Încă se menține ca pe poziția... Cel mai mic. Că el trebuie să fie tot consecutive. Adică unul după altul trebuie să rămână. Deci pierzând 4, 4, 4, rămân tot consecutive. Semn că B, C, D erau deja consecutive, niște numere consecutive. Dar numai A-ul nu venea în sprijin. Deci A-ul era cel trist, care nu se agățea la o distanță de 1. Păi dacă eu nu vine acum, bine, nu e 7, 8, 9, dar dacă o luăm așa, A-ul ar fi mai mic. Deci ordinea ar fi așa. În mod sigur B, C, B, C, D, B, C, D. Dar pe A nu știu să-l pun. Să-l pun aici în față sau să-l pun dincolo după ce au crescut cu 12? În față, pentru... Bine. Primul caz. Cazul întâi. În față. Îl punem aici în față, da? Da? Și după tot. Deci devine așa. Cazul întâi ar veni A plus cât vine? A plus 12. Apoi B minus 4. Apoi C minus 4, D minus 4, da? Deci primul caz de aranjare a acestor numere este următorul. A plus 12, B minus 4, C minus 4 și D minus 4. Al doilea caz de aranjare a numerelor respective este așa. A plus 12 sare peste ei, se duce tocmai după. Al doilea caz ar fi B minus 4, C minus 4 și D minus 4 și în sfârșit A plus 12. Deci sunt două cazuri de analizat. Insistă încă o dată. Spune așa. După ce pierd câte 4 sau sunt drăguții și fiecare îi dă câte 4 primului care era cel mai necăjit, îl apropie
și pe A de ei. Sau, dându-i atât de mult, face ca să-i depășească. Nu știm care va fi situația, dar cert este că dacă vedem cazul ăsta, A plus 12, ăsta dacă e imediat mai mare decât o unitate, în loc de B minus 4, cât pot să pun eu? În loc de B minus 4. Dacă sunt consecutive, după A plus 12, cine ar veni? Care e următorul număr? A plus 12. Cât este după A plus 12? Ele sunt consecutive. Ele sunt consecutive, înseamnă așa. 7, 8, 9, 10. Deci, în loc de ăsta de 8, pot să spun 7 plus 1. Atenție, în loc de 8, pot să spun 7 plus 1. Adică în loc de B minus 4, cât se pun? În loc de B minus 4, A plus 12 plus 1. Da. A plus cât? Plus 13. Nu ți-e clar? Da, da. E real, Ștefania și Noemie. Atenție multă. Vreau ca această problemă să o puteți explica foarte simplu și foarte ușor. Zicem așa. Perzând 4, B-ul, C-ul și D-ul, perzând 4, A-ul care era foarte mult în urmă și primind 12 timbre, face ca să se apropie foarte mult de B-4. Da, să se apropie foarte mult de B-4. Și atunci, sau să apropie la unitate chiar, la o distanță de 1, câte vin consecutive de B-4. Sau, datorită acestui sprijin masiv, să-l depășească, să-l ducă în partea asta. În cazul întâi, când începem cu A plus 12, în loc de B-4, cât să zic? În loc de B-4, pot să spun A, deci e egal cu A plus 13. E 1 după A plus, A plus cât? A plus 12, da? Mm-hmm. În loc de C plus minus 4, cât să zic aici? A plus 14. A plus 14, că trăiești cu unitate. A plus 14. Și în loc de D... A plus 15. Așa, cât să spun? A plus 15. A plus 15. A plus 15. Dragilor, atenție multă, problema este cu adevărat spectaculoasă. Deci, eu vreau să vă spun că ei același număr de timbre l-au avut, suma totală de 266, e adevărat? Și, sesizând de ei că lucrurile nu sunt corecte, fac ajutorul, tu care ai mai puține, hai să-ți dăm noi cei 3 câte 4, și acum dacă le adună tot suma aceea va fi, nu? Tot suma timbrelor respective, doar nu s-a modificat din tot 266. Și acum adunăm pe ăsta, cu ăsta, asta cu ăsta și cu ăsta. Și mi-a dat 54. Deci, acum suma este egal cu A plus 12 după noua aranjare. A plus 12 la primul. Plus A plus 13 plus A plus 14 plus A plus 15 face egal... Egal cu A plus 54. De ce e A plus 54? De ce am adunat 12 plus 13? Egal cu suma, care o știm dată în problemă. Cât este? 266. Egal cu 266. Deci suma tuturor este 266. Și acum traducem și zicem. Câți de A avem aici? 1, 2, 3, 4. 4 de A. 4 ori de A. Plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 face, da. Cât ai spus tu? 54. 12 și cu 15, 27. 13 și cu 14, 27. De două ori câte 27 face 54. Da. Deci 4A plus 54 este egal cu 266. Haideți să lucrăm și noi. Bine. Da? Deci egal cu 266. Și
era bine să faceți desenul, cum am făcut eu, prima variantă, a doua variantă. Dar voi vei face ce lucru? Aveți șansa că vă duceți acasă și uitați prof online și luați lecția, nu? De pe tablă, exact cum o găsiți acolo. Și acum, scădem pe 54 din ambii membrii și ce rămâne de aici? 4A, 4A, egal cu 266 minus 54. 266 minus 54. Și egal cu 4 din 6, 2, 5 din 6, 1 și 212. Și atunci, dacă 4 de-al de-a, 4 ori a, egal cu 212, un simplu a, cât va fi? Un singur a, dacă de 4 ori a fac 212, un singur a, este 212 împărțit la 4, da? A egal cu 212 împărțit la 4 și face 4 în 2 de 5 ori, 4 în 21 de 5 ori, 4 în 12 de 3 ori. Deci, A în prima variantă, în prima variantă, A egal cu 53. B-ul cât va fi? Păi, 54. Va fi 53, deci A-ul este 53, B-ul cât va fi? A plus 13. Eu aveam așa, că B minus 4 egal cu A plus 13. Da. Deci, ar fi B minus, deci B minus 4 este egal cu A plus 13, după raționamentul nostru. Deci B minus 4 egal cu 66. Deci B minus 4 egal cu 60 și cât ai zis tu? 6. 53 cu 13, 53 plus 13 și egal cu 56. Adică 66. 66. Atunci B va fi egal cu 66 plus 4? 70. Deci B-ul are 70. A-ul are 53. Deci în primul caz, în situația aceea care am gândit-o, pentru primul caz, soluția este următoarea. A egal cu 53, B-ul egal cu 66, iar C-ul, eu spun că deodată C-ul va fi 67. Dar B-ul e egal cu 70? 70, da. 70, că am pus 4, foarte bine că mai atenționat. 70, C-ul va fi 71, putem face calcul aici, C minus 4 egal cu A plus 14. Deci C minus 4, putem să facem calculul ăsta, C minus 4 este egal cu A, cât am zis, A plus 14. Adică egal cu A-ul care este, cât am zis, A-ul este 53, plus 14 și egal în final, cu 67 plus 4. Și C-ul va fi egal cu 67 plus 4 și face 71. Așa este? 71. Da, de eu vă spun că este egal cu D-ul egal cu 71. Se putea și prin segmente? Mergea și prin segmente, dacă făceam. O să gândim și cu segmente. Am făcut cu segmente, numai că nu mi-a dat. Păi da, n-ai raționat bine cu segmentele acolo. Era greu să vezi consecutive. Ideea de consecutive era mai dificilă. Eu vreau să mai spun. Poți mai da? Da, te rog. E vezi telefonul? Camera cât e mai are. 59. Așa, oprim. Și dăm drumul.